Aloha, bună dimineața, ce faceți? Aveam altceva de făcut astăzi, dar de ce să nu procrastinăm puțin și să amânăm? Și m-am gândit că astăzi vreau să vă dezvălui despre ce este acel challenge despre care v-am mai vorbit. Dacă vă aduceți aminte, în primul daily vlog din anul ăsta, v-am zis că mi-a venit mie un challenge pentru mine. Este o chestie pur masochistă pentru mine. Legată de biblioteca mea și legată de cărțile mele și ce vreau eu să fac mai departe cu biblioteca mea. Și mi-a trăznit mie un challenge și astăzi vreau să vă vorbesc despre el. Și în primul rând, știți că am aranjat biblioteca la începutul anului, am aranjat-o, am reorganizat-o și condiția acestui challenge este să rămână așa. Adică să nu mai mut rafturile, să nu mai mut cărțile, să nu le mai despart. Dacă vor veni alte cărți în colecția mea, și vor veni, vor trebui să intre pe aici, pe rafturile corespunzătoare, pentru că ce mi-a tunat mie să fac este să iau fiecare raft în parte și să-l citesc. Adică am să numerotez rafturile și le voi citi, dacă nu sunt cărți citite în el, din ordinea în care sunt pe rafturi. Let me explain. Ca să fiu mai precisă, o să numerotez fiecare raft în parte, după cum urmează. Singurele rafturi care nu vor fi numerotate vor fi astea de jos. Nu știu dacă să le includ în challenge. Spuneți-mi voi dacă merită sau nu să le includ în challenge. Acolo am coffee table book-uri cu atlas, cu tot felul de alte chestii. Aici sunt chestii de artă pe care oricum le citesc, dar pe sărite. Aici sunt random things. Asta s-ar putea să... Da, astea sunt chestii de psihologie și random. Cred că am numai vreo două cărți sau trei pe care nu le-am citit acolo și nu... E musai, ca să zicem așa. Dar o să le luăm așa. 1, 2, 3, 4, știți, în ordine. Și o să extragem un raft și vom lua acel raft și îl vom citi. Adică prin vom, adică eu myself and I. Și îl voi citi. Acum, asta nu înseamnă că nu voi citi și altceva decât ce este în raftul ăla. Nu înseamnă că nu voi avea cărți pentru book club-urile mele. Nu înseamnă că am să mă limitez strict la cărțile de pe raftul ăla și că altceva nu vreau să mai văd în viața asta. Nu înseamnă că dacă am citit o carte, o recitesc. Deci, nu. Condiția este să iau, să încerc să... termin cât mai multe cărți din bibliotecă, pentru că v-am zis și în clipul cu obiective că îmi doresc foarte, foarte tare să termin cât mai multe din cărțile din biblioteca mea, să ajung la procentul ăla de 65% cărți citite în condițiile în care eu tot cumpăr și să iau să citesc cât mai multe cărți. Și o să facem așa, după cum urmează. O să extrag un raft și o să vedem ce cărți sunt pe raftul respectiv. Dacă sunt cărți pe care le-am citit, le sar. Dacă vreau să le recitesc, pot să le recitesc. Dacă mă apuc de ele și nu-mi plac, le abandonez, nu-i nicio problemă. Ideea este să trec prin fiecare carte din biblioteca asta, într-un fel sau altul. Adică fiecare carte să fie măcar o dată atinsă din biblioteca mea. Da? Asta e ideea. Și acum să vedem. O să extrag online. Ia să vedem. Una, două, câte? 6, 12... 15 rafturi, o să extrag online, cu un random oriceva, o să extrag un raft și vedem ce raft ne iese, îi facem turul și vorbim după aceea. Ha-ha! Am extras, până la urmă am pus 16, că am pus și raftul cu psihologia, deci am pus 16 rafturi și mi-a ieșit raftul 2. O să vă las aici screenshot-ul de la random, orică nu m-am mai complicat să... registrez ecranul, să nu știu ce, vă las prin screen-ul. Deci mi-a ieșit raftul 2, ceea ce e bine că sunt numai 6 cărți aici și hai să vedem ce cărți avem. Accidentul, asta din start știu că nu o să o citesc pentru că am citit-o anul trecut, am încercat, am avut o tentativă cu ea și m-a enervat și m-a plictisit, deci nu. Avem așa, aventurile lui Sherlock Holmes. Asta am citit-o. Și parcă aș reciti-o, că mi-a plăcut foarte tare. Winnetou, volumul 1. Și înseamnă că aici avem Winnetou, volumul 2 și 3. Uite că Winnetou nu l-am citit. Și Pisica, Casa de pe colină, de George Simion.
Nici pe asta nu am. Deci am Winnetou, Casa de pe Colină și Pisica și cu Aventurile lui Sherlock Holmes. Nu știu, poate o să recitesc și Aventurile lui Sherlock Holmes. I'm happy. Pentru început să știți că sunt happy cu raftul ăsta, pentru că mi-era groază dacă mi-ese unul din astea două, fiindcă aici s-au amestecat lucrurile. Erau împărțite înainte pe aventură și clasic și acum sunt amestecați. Și da, nu știu ce să zic. Da. Bun, deci prima carte clar nu o să o citesc. Accidentul clar nu, pentru că l-am zis anul trecut. Bun. Acum, timeline-ul meu nu este definit. Challenge-ul ăsta pentru mine poate să dureze, nu știu, 10 ani, habar n-am. Să sperăm că nu. Dar totuși nu am un timeline. Cert este că o să revin cu un clip în care o să vă fac update la ce am citit din raftul respectiv și extragem un alt raft. Dar asta ca idee, cam asta a fost ideea mea de a încerca să citesc mai mult din cărțile mele. Și uite că la Winnetou chiar nu mă gândeam, deși mi-au plăcut foarte, foarte tare cărțile lui Carl May, sunt unde sunt? Acolo și le-am recitit de multe ori. Winnetou nu l-am citit. Știu cine e Winnetou și știu de el, bineînțeles, că am dat în celelalte cărți, dar da, uite, e o idee bună să ajung la niște cărți la care nu mă gândeam, adică nu erau pe lista mea de priorități, dar sunt faine. Hai să vedem cât o să-mi ia să termin cărțile astea, pentru că astea fiind în versiunea asta de la adevărul, îmi e foarte greu cu ele, că au scrisul mic și pagina îngălbenită și mi-e foarte greu să citesc. Durează mult, dar încercăm. Și da, cred că o să încep cu Winnetou și lăsăm Aventurile lui Sherlock Holmes mai încolo, când termin cu restul cărților pe care nu le-am citit și dacă o să am chef o să le recitesc, deși mi-a plăcut foarte, foarte tare. Yay! So, încep cu primul volum, era să zic primul episod, primul volum din Winnetou. Să ziceți cum vi se pare ideea asta de challenge. Credeți că o să-mi iasă? Nu știu. O să vedem. Eu sper să mă țin de treabă. Adică îmi doresc din tot sufletul să mă țin de treabă. Dar nu știu ce să zic. Adică, da. E complicat pentru mine, pentru că v-am zis, sunt un mood reader și pentru că știu că o să vreau să citesc și alte lucruri. Am pe aici multe cărți necitite, am aici multe cărți necitite. Astea sunt aproape toate necitite. Cred că două sunt necitite de aici, din raftul ăsta. Pe aici mai am multe necitite, deci sunt multe care sunt necitite. Dar e bine. E bine. E un început bun. Ușor, dar sigur. So. Mulțumesc dacă v-ați uitat, mă bucur dacă v-a plăcut clipul ăsta, vă pup și ne vedem în clipul următor. Ciao!